ce a făcut Dincă acum la 6 luni, ce aflăm din rechizitoriu că a făcut în această perioadă. Cum își instruiește familia să bage divorț soția pentru ca averea strânsă de ei să rămână în familie. Își fac și ei meseria, ce oamenii vin pentru dezbatere, pentru show și pentru asta, înțelegi? Vorbește calm și vezi-ți de treabă, nu răspunzi, că nu sunteți obligați să răspundeți. Îi învăța pe cei din familie, Gheorghe Dincă, cum să abordeze relația aceasta cu jurnaliștii, care până la urmă a ieșit rău. Ați văzut cum și-a ieșit din minți fiul lui și i-a lovit pe colegii noștri. Nu mai dați declarații, că nu aveți nevoie să dați. Eu răspund pentru faptele mele. Pe tine te cheamă Dincă, Gheorghe Daniel, n-ai nicio treabă cu tata și tu și mama și că sunteți cu mine și că nu m-ați ajutat și aia, domnule, e tata și asta e, dar în rest nu tată. N-aveți voi nicio treabă, voi ca să întotdeauna, voi trebuie să vă depărtați de mine. Ai înțeles? Ce să-i facem? El a făcut-o, el o trage și cu asta basta, treaba lui să răspundă, luați-l pe el la întrebări, voi nu aveți ce să răspundeți, ce să dați, las că ajung eu cu televiziunea, cu luatul, cu datul, cu banii, fă urgent și bagă divorțul. Cum e cu divorțul, domnule avocat Lascos? Că dumneavoastră trebuie să știți că asta s-a întâmplat pe vremea dumneavoastră. A divorțat până la urmă? N-a divorțat? A băgat actele de divorț? Care este stadiul acestei chestiuni? Din câte știu eu, nu a divorțat, iar mai multe amănunte nu pot să vă dau. Dar nu s-a pronunțat niciun divorț, din câte știu eu. Deci, și din câte s-au depus acte de divorț. Dar această discuție ați regăsit-o în rechizitoriu? Eu n-am apucat să citesc decât puțin din rechizitoriu, că a trebuit să mă ocup de alte cazuri care dar erau urgente. Dar nu erați curios la cât de controversat a fost acest caz? Noi am fost curioși, să știți că noi am parcurs rechizitoriul. Am să citesc eu rechizitoriul, cu siguranță, dar n-am avut timp efectiv, pentru că am rămas în urmă cu toate. Am înțeles. Dacă mă înțelegeți, da, și a trebuit să mă ocup de cazurile de care mă ocupam în mod exclusiv și efectiv. Ați avut de suferit, domnule avocat, în urma faptului că v-ați ocupat de cazul crimelor din Caracal? În ce sens? Nu știu, în vreun sens. Dacă ați avut de suferit, a fost cineva care v-a amenințat sau, nu știu, v-a arătat obrazul că de ce apărați un criminal, lucruri de genul acesta. Bine, opinia publică este împărțită. Unii oameni nu înțeleg că un avocat din oficiu are obligația legală de a acorda asistență juridică și așa cum eram eu, putea să fie orice alt avocat din România. Unii oameni au înțeles, alții oameni nu au înțeles. Ține de cultura juridică a fiecărui om. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, domnule avocat, pentru intervenția la News Magazine. Aveți pe ecran, doamne și domnule, și averea pe care au trecut-o procurorii în rechizitoriu. Domnule avocat, tot nu s-a terminat șirul coincidenților, domnule Cuculist. Acum la 6 luni apar aceste coincidențe ciudate și faptul că ni se induce cumva ideea cu aceste texte scrise că ancheta e ok, că el a făcut, să avem încredere. Eu cred că examenul rechizitoriului o să fie dat în fața instanței, respectiv în fața camerei preliminare. Judecătorul care o să decidă va verifica dacă într-adevăr probele astea se susțin. Aș fi vrut să fac o paranteză și pe chestiunea cu divorțul, din că sigur că dădea familiei așa, le dădea cumva încredere. Dom'le, trebuie să vă distanțați față de mine, nu trebuie niciun caz să le răspundeți întrebărilor și ca în final să spună, domne, introduci și acțiunea de divorț. Poate că voia să facă o delimitare sau poate că voia cumva prin acțiunea de divorț să-și salveze bunurile respective pe care le-ați prezentat și dumneavoastră într-o ipoteză în care, sigur, el va fi găsit vinovat, condamnat și în cele din urmă ele vor trebui valorificate. S-a pus sechestru pe această avere, sigur, 160.000 de euro a costat ancheta în acest caz și mai vedem o dată aceste bunuri ale lui Dincă inventariate de procurori, un teren intravilal de 17.000 de euro, altul de 53.000, aproape 54.000 de euro, altul de aproape 28.000 de euro, altul de vreo 7.000, patru mașini avea evaluate la 5.000 de euro în total, printre care și mașina cu care le-a răpit pe cele două fete și în care le-a bătut prima oară, 40 de tone de fier, vă aduceți aminte ce nebunie era în curtea lui Gheorghe Dincă, 40 de tone de fier, vă dați seama, și o sumă cash, 1775 de lei, bani gheață pe care îi avea Dincă în casă. Și mergem mai